Tristețe. Disciplină, dezvoltare personală. O resursă pentru clasa pregătitoare. Bun găsit! Dan este un băiat care s-a mutat cu părinții în apartamentul din oraș chiar înainte de începutul anului școlar. Până atunci a locuit cu bunicii, într-o localitate la țară, unde știa toți vecinii și avea mulți prieteni, inclusiv un cățel. Cum crezi că se simțea Dan în casa bunicilor? Lui Dan, școala nouă i s-a părut uriașă. Grădinița unde a mers el la grupa mare avea doar două săli, dar ce bine era acolo! Și-a adus aminte ce mult îi plăcea să cânte, să asculte povești, să descopere viețuitoare, dar mai ales să se joace cu copiii. Ce emoție crezi că a simțit Dan când și-a amintit de grădinița lui? Dar când se gândea la școala nouă, oare ce simțea? Iată și prima zi de școală. Dan nu știe pe nimeni dintre copii. Copiii mai mari sunt în grupurile lor, vorbind, jucându-se. Doi câte doi, sau în grupuri mai numeroase, copiii se îmbrățișează, povestesc întâmplări din vacanța de vară. Oare cum se simte Dan stând singur în curtea școlii? Poate e speriat sau trist pentru că nu are încă prieteni. Răspundeți acum în grupul clasei la întrebarea: te-ai simțit vreodată trist sau tristă? În ce moment? Vă propun un joc numit galben sau roșu. Ridică un creion galben dacă te simți trist în situațiile următoare. Ridică un creion roșu dacă nu te simți trist. Să vedem! Pisica a mâncat peștele din acvariu. Pe stradă se aude sirena unei ambulanțe. Mergi la grădina zoologică unde vezi pentru prima dată elefanți. Tata pleacă la muncă în străinătate pentru 6 luni. Vezi urme de dinozauri la locul de joacă. Să ne întoarcem la Dan, singur în curtea școlii. Ce ar putea face ca să alunge tristețea? Se poate îndrepta spre alți copii singuri, cum e Leo, un băiat tot din clasa pregătitoare. Sau poate merge spre fetele din clasă care stau de vorbă, Ana și Mara, poate cu un yo-yo ca să se joace împreună. Voi ce ați face? Să jucăm un alt joc. Alungă tristețea. Bate din palme când vezi o imagine prin care reușești să alungi tristețea. O plimbare în natură, la soare. Joacă cu prietenii. Îmbrățișarea mamei. Muzica. Pictatul sau scrisul. Povestitul cu cineva care te ascultă. Împreună cu Dan, astăzi am vorbit despre tristețe, o emoție care ne consumă energia, dar și despre modalități de a o transforma. Deși este loc pentru toate emoțiile în viața noastră, bucurie, tristețe, frică sau furie, cea care ne dă energie și o stare de bine este bucuria. Desenați și voi cum vă simțiți acum, folosind culori care să vă exprime emoțiile.